pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 400 de milimetri din zona taberei de copii vodari, Raja Esa Constanța a fost nevoită să întrerupă astăzi furnizarea apei potabile. În intervalul orar 9.30-12.30 nu beneficiază de această utilitate consumatorii din zonele Mamaia Sat, tabără de copii vodari, depozit 10, ecluza vodari și bicilent. Pentru neplăcerile produse de executarea lucrărilor, regia autonomă județeană de apă cere scuze cetățenilor din zonele menționate, societatea informează locuitorii că intervenția echipelor mobilizate pentru soluționarea defecțiunii se desfășoară în parametrii optim pentru reluarea distribuției apei potabile în cel mai scurt timp.